Bună seara! O să începem cu o rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărată cele Sfântuitorului, Duhul Adevărului, care pretutindenești și toate le plinești, Hristiei bunătăți, Căștătătorul de viață, vină și se rășluiește între noi și ne curățește-ne de toate plinăciunile și mântuiește bunele Sfântele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, prea puternice, Părinte Progres, să venim cu mântanță. Bunește Dumnezeu ca să fac și ca să ai bine de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Dragucenici, dragubioși părinți, cuvioase maici, dragi constantei, suntem bucuroși că în această zi, în straie de sărbătoare ucenicească, să avem alături de noi invitat pe Părintele Profesor Constantin Necul. În primul rând, se cade să mulțumim binecuvântării pe care a dat-o Domnul Preasfințitul Părintele nostru Teodosie, Arhiepiscopul Dobrișului, ca din maratonul duhovnicesc pe care îl știți cu toții că îl face Părintele prin toată țara, să smulgă din timpul său prețios și să vină aici, pe Pământ Dobrogean, unde nu a fost de mult. Știu din anii studenții că Părintele Profesor nu-i place să etalăm toate titlurile și toate realizările. Vă spun doar atât, după cum știți și frățile voastre, că Părintele răspândește bucuria trăirii în Hristos, bucuria credinței cele curate, peste tot pe unde merge în țară. Așadar, și noi avem această bucurie în seara aceasta, și ca să economisim timpul, zic să îi dăm drumul Părintelui pentru a ne vorbi cuvintele pe care le-am pregătit pentru frățiile voastre țara aceasta despre responsabilitate și bucurie. Și bineînțeles, în a doua parte, va urma sesiunea de întrebări pe care aveți să îi le adresați în scris, care se vor citi aici, la această masă. Se cade pe lângă mulțumirile aduse la Preasfințitului Părinte Teodosie, să aducem mulțumire și Părintelui Paroh de aici, că ne-a găzduit. Ne-a părut rău că nu am găsit o sală mai mare, sperăm pe viitor, când va mai veni Părintele, să fie o sală încăpătoare. Nu în ultimul rând, mulțumim vectorului celor care au avut și inițiativa Societății Biblice din România, de a-l aduce pe Părintele aici, la Constanța. Părinte Profesor,